Informez că prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC-ului, numărul 2 din 29 septembrie 2023, a fost confirmată componența Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe economice de către Radu sau Radu, Domnul Tiradu, așa e Radu, nu știu, Mariana, cu tema dezvoltarea managementului sinergiei în strategia companiilor de consultanță, la specialitatea 521.03, economie și management în domeniul de, activitate. În următoarea componentă, Grigore Dovosești, președinte, Polcan Angelă, secretar științific, doctor în științe economice conferențial universitar ASEAN, Maria Gheorgheți, doctor în științe economice profesor universitar în chimie, Crăciun Rodica, doctor habilitat în științe economice conferențial cercetător ASEAN, Covaș Lile, doctor habilitat în științe economice conferențial universitar ASEAN, și în calitate de referință oficială, Andrei Popa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, și Obiaș Ala, doctor în științe economice, conferința universitară, de așa că și atenție dumneavoastră se propune teza de doctor în științe economice elaborată de doamna Mariana Radov cu tema dezvoltarea managementului sinergiei în strategia companiilor de consultanță, la specialitatea 521.03, economie și management în domeniul de activitate. Teza a fost elaborată în ASEAN, producătoră științific, doamna Ala Puternic, doctor habilitat în științe economice și profesor universitar. Deocamdată bănuiesc că nu aveți întrebări pentru teza de la mine, vreau să rog pe doamna Angela Solcan, care de această dată este și secretar științific al Consiliului nostru, să ne prezinte succint, ferește conținutul dosarului care a fost elaborat de către pretendent în vederea organizării acestei sesiuni. Lista materialului discuției, în primul rând este decizia Consiliului de Conducere al NACEP, numărul 2 din 29 septembrie 2023, privind formarea Consiliului Științific Specializat pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice tezei de doctor. Teza și rezumatul tezei de doctor este depus și dumneavoastră ați primit aceste lucrări. De asemenea, hotărârea seminarului științific de profil managementul și marketingul în economia contemporană de cadrul ASEAN din 5 iunie 2023, la care au fost anexate copiile listei prezenței a membrilor seminarului și formularul evaluării tezei de către membrii seminarului. De asemenea, este prezentată informația privind efectuarea modificărilor la teză în fața obiectelor expuse în cadrul seminarului științific de profil. Lista lucrărilor științifice la tema tezei au fost incluse în această listă 6 articole din reviste științifice, 7 publicații în materiale conferințelor științifice, conferințelor și de peste patare. De asemenea, în dosar este inclus suplimentul publicațiilor la tema tezei de doctor. Avizul pozitiv al ședinței Departamentului Management și Antreprenoriat de 26 aprilie 2023, avizul conducătorului științific la tema tezei, avizul recenzenților oficiali, profesorul universitar domnul Andrei Popa, conferențiarul universitar doamnei Ala Oberș. Lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele sau recreatele științifice. În dosar este această listă și se confirmă că aceste rezumate au fost transmise cu 30 de zile înainte de expunerea publică. Adeverința de depunere a tezei de doctor în fondul bibliotecii științifice ASEAN și în repozitoriu instituțional, de asemenea procesul verbal al ședinței preliminare a Consiliului Științific Specializat din 10 octombrie 2023, la care s-a autorizat publicarea rezumatului și stabilirea datei susținerii publice a tezei. Lista de prezenții a membrilor Consiliului Științific Specializat la ședința preventivă, de asemenea, în dosar este inclusă note informativă privind recomandările și obiectivele la teza respectivă, eliberate de ANACEC, răspunsul la nota informativă ANACEC, avizele și
cer care avize la rezumatul tezei de doctor. Aceste avize au fost semnate de domnul Foșer Cornel, doctor în științe economice, domnul Slonovski Dumitru, doctor în științe economice, Casian Surin, președintele Amcor, Stavsta Mihai, doctor în management inovării, Amcor România, și doamna Gelbert Angela, doctor în științe economice, UTMN, membru ACAM. Extras cu procesul verbal numărul 5 din 26 decembrie 2007 al Senatului ASEM cu privire la aprobarea temei tezei de doctor și conducătorul științific. Decizia Senatului ASEM, proces verbal numărul 3 din 28 octombrie 2009 privind schimbarea conducătorului științific. Decizia Senatului ASEM, proces verbal numărul 3 din 28 octombrie 2009 privind modificarea temei de doctor. Și adeverința privind susținerea examenului de doctorat. În total au fost puse 20 de documente în dosar. Stimați colegi, vă rog, adresați întrebări dacă sunt referitoare la conținutul dosarului. Nu sunt. Vreau să vă întreb eu câte modificări ale tezei au fost operate pe parcurs? O singură modificare, o modificare. O singură modificare? Da. Dar aveți și varianta inițială? Este în mare. Documentul strategic primit de dezvoltării industriei publicității exterioare, da? Și conducător a fost domnul profesor Eugen Pus. Inițial a zis că modificările operate la... A fost o singură modificare, deci așa am văzut cât a fost... Deci, dacă nu sunt alte întrebări, vreau să vă spun cuvântul pretendentului la acest petru științific, doamna Mariana Radu, care să ne expună succint conținutul teze și rezultatele care au fost obținute. Noi ne conducem de un scenariu al unor ședințe din genul ăsta, în care este stipulat că până la 20 de minute, de dreptul să ne convingeți că meritați timpul la care pretendeți. Mulțumesc! Bună ziua tuturor, bună ziua, stimată audiență, onorați membri ai Consiliului și onorați referenți oficiali. Astăzi vom prezenta rezultatele cercetării care are denumire dezvoltarea managementului sinergiei în strategie companiilor de consultanță. Sinergie este un concept care a fost abordat încă de timpurile lui Aristotel, de fapt, care a zis că întregul este mai mare decât suma părților sale. Apoi, acest concept a fost, s-a pliat, s-a transpus în diverse științe, în medicină, biologie, chimie, pliindu-se astăzi și științele economice și noi am contribuit la dezvoltarea managementului strategic, care este o parte a științelor economice, prin abordarea acestui concept în ramura de consultanță. Astăzi, ramurile de consultanță considerăm că are nevoie de managementul sinergiei și considerăm acest lucru actual, deoarece consultanța susține în primul rând mediul de afaceri și prin însăși valoarea sa, esența sa, ea aduce acele parteneriate, colaborări și efecte sinergie din co-crearea cu clienții și partenerii săi. Totodată considerăm că este nevoie de o monitorizare a aportului fiecărei companii la contribuția sa în dezvoltarea ramurii, deoarece ramura necesită astăzi, dacă este vorbim de Republica Moldova, o reglementare mai bună, ceea ce ar contribui sau ar facilita la creșterea vizibilității și încrederii atât din partea clienților cât și donatorilor. Noua carte pe care am dezvoltat-o în cadrul acestei cercetări se consideră a fi dezvoltarea unui model pe care l-am numit model sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii pentru întreprinderile de consultanță. Am dat și câteva definiții, cum ar fi definiția managementului sinergiei. Au fost identificate practicile sinergiei atât la nivel național cât și internațional. Per general, au fost abordate două concepte majore, cum ar fi managementul strategic și managementul sinergiei. Au fost adaptat lanțul de valoare pentru consultanțe și calculate indicele naționale de consultanță al țării și estimate efectele sinergii din practice de sinergie pentru un grup de companii, cum ar fi ProConsult în cazul dat. Astfel, teza a fost executată sub formă de trei capitole. Primul teoretic care a analizat contribuția teoriilor de management
La nivel național și internațional, în managementul strategic, privind abordarea conceptului de sinergie în special, și a fost analizată și paradigma sinergetică, care reflectă efectele sinergice care se obțin din sistemele care se auto-organizează, non-lineare, dinamice, care mai seamănă în mediul nostru, care tot este mai turbulent și flexibil, au valoare. Și astfel noi am identificat câteva premize pe care le considerăm importante pentru dezvoltarea managementului sinergiei, cum ar fi, după cum am zis, condițiile acestui mediu turbulent, dar și însăși practicile tot mai crescând de co-creare, de parteneriate, de colaborare care au loc în consultanță și concentrarea unor anumite procese, cum ar fi inclusiv cele de consulting și creative în aree specializate, cum ar fi parcurile, hub-urile, zonele economice libere. Totodată, managementul astăzi are nevoie de o abordare mai inovativă sau agile, flexibilă, sau am emoții. Deci, scopul cercetării noastre astăzi este dezvoltarea fundamentelor teoretice și aplicative ale managementului sinergiei, în special din contribuția la dezvoltarea ramurii, în vederea consolidării și modernizării managementului pentru ramura de consultanță, managementului strategic. Și rezultatul cercetării care a soluționat problema de bază constă în fundamentarea managementului sinergiei și crearea modelului sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii pentru companiile de consultanță din Republica Moldova, fapt ce va crea oportunitatea promovării acestei sinergii în cadrul acestei ramuri și în vederea aplicării practicilor de sinergie în baza unor indicatori clare, estimați și realizabili. Obiectivele de bază pe care le-am identificat în cadrul acestei cercetări sunt 6 obiective. Primul obiectiv constă în reflectarea contribuțiilor teoriilor manageriale și identificarea celor premize de managementul sinergiei care deja au existat. Al doilea obiectiv constă în identificarea practicilor de sinergie din această ramură la nivel național și internațional. A treilea obiectiv constă în elaborarea unui model de gestiune sinergiei pe care noi l-am numit modelul sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii. Un alt obiectiv ar fi identificarea aportului companiilor de consultanță în țară și estimarea acelui indice național de consultanță al țării. Ultimele două obiective ar fi identificarea indicatorilor de evaluare sinergii și elaborarea recomandărilor de implementare a acelui model de sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii. Primul obiectiv astfel conține reflectarea contribuției teoriilor de management strategic atât pe plan internațional și național. Astfel, eu deja am vorbit despre acest lucru, aici voi reflecta doar că noi am oferit o definiție a managementului sinergiei, analizând și conceptele identificate în cadrul teoriilor manageriale naționale și internaționale. Astfel, sinergie se prezintă drept procesul de planificare, organizare, monitorizare și control a practicilor de sinergie în vederea obținerii efectelor sinergie, în special din contribuție la dezvoltarea ramurii. Și noi această definiție am prezentat-o schematic. Un al doilea obiectiv a fost identificarea practicilor de sinergie. După cum am zis, acestea au fost reflectate pe plan internațional. Pentru aceasta, noi am identificat etapele de evoluție a ramurii pe plan global și am prezentat careva indicatori la nivel global și la nivel european și am oferit totodată și contribuția top companiei din consultanță la nivel internațional, anume în dezvoltarea ramurii și efectelor sinergice ale acestora. La fel s-a făcut și pe plan național, s-au identificat practicile de sinergie și dacă e să vorbim de practicile cel mai des întâlnite la noi, Republica Moldova, noi am efectuat un sondaj a 42 de companii de pe piață. Acest sondaj este reprezentativ deoarece din circa 500 de companii care operează pe piață local, 70 sunt vizibile, deci noi am efectuat un sondaj în bază la 42 de companii. Și acestea au răspuns că practicile anume de co-creare cu partenerii și cu clienții, după cum vedeți din figuri, sunt acele practici care sunt cel mai des întâlnite.
Un următor obiectiv a fost identificarea aportului ramurii de consultanță în dezvoltarea economiei unei țări. Și noi am mers pe lângă faptul că am ajutat cu segmentarea serviciilor și am relevat cadrul de competențe minime care a fost elaborat de Asociația Internațională ICMCI de Consultanță în Management. Tot în baza metodologiei aceleiași asociații, noi am adaptat și am calculat pentru Republica Moldova acel indice național de consultanță al țării. Asociația în prezent reflectă acest indice la circa peste 30 de țări, media acestuia pe toate țările analizate fiind pe 0,16 și chiar și, adică noi suntem într-un fel la un nivel mai jos, însă asta înseamnă că avem unde lucra și ne bucurăm și acel indice este estimat în baza unor 5 indicatori de bază, cum ar fi indicele individualismului cultural, libertății economice, creativității, e-guvernării și percepția corupției. Mă uit și la chat. Și totodată noi am prezentat, am oferit companiilor de consultație și în baza sondajului am întrebat companiile dacă sunt de acord ca acești indicatori pe care noi am propus pentru monitorizarea ramură să fie monitorizați. Și i-am întrebat privind prioritatea acestora. Deci, după cum vedeți din diagram, gradul de satisfacție al clienților din partea față de calitatea serviciilor de consultanță și gradul de încredere al clienților sunt doi indicatori care persistă și pe care companiile de consultanță le cred prioritare de monitorizare. Următorul obiectiv a fost de a elabora un model de gestiune a sinergiei. Noi l-am numit modelul sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii și în parcurgerea elaborării acestui model noi am trecut câteva etape. La început a fost adaptat lanțul de valoare al lui Michael Porter, pe care îl vedeți și pe slide. Deci el parcurge practic aceleași etape, însă noi am concentrat anumite momente, atât, spre exemplu, managementul proiectelor în locul operațiunilor lui Porter, pe care noi am identificat conform metodologiei PMBOK, da, de project management. Proiectele sunt elementele cheie de bază în cadrul lanțului de valoare. După care am analizat 5 porți ale lui Porter, cadrul pe stil și SWOT-ul. Aici important este că sinergia se reflectă de sus în jos, deci ea este nevoie să fie propagată începând cu managementul strategic al unei companii în cadrul obiectivelor sale strategice. Astfel, parcurgând tot lanțul de valoare, ea creează acel avantaj competitiv pe care, dacă vă uitați în figură, ea este sub formă de cheie, noi considerăm că va permite să penetreze această piață cu o mai mare eficiență. Și dacă mai multe companii vor realiza această contribuție la dezvoltarea ramurii, în final și sinergia totală va crește, astfel va influența acel cadru de 5 forțe ale lui Porter, pe care cunoaștem toți consumatorii, concurenții, noi intrați, furnizorii, actorii de ramurile conexe în cazul dat produsele substituibile ar fi și ar influența și acei factori pe stel și viceversa, cu siguranță că macromediul influențează și invers sinergie creată de o companie. Și noi am implementat acest model în cadrul grupului de companii Pro Consulting Group. Acum și explic la etapele următoare, în următoare obiective. Deci sondajul la cele 52 de companii nu numai că a confirmat necesitatea acestui model de gestiune, dar și a punctat anumite lucruri, spre exemplu, companiile au spus că, în primul rând, este nevoie ca strategie, o strategie ca să funcționeze sinergia să fie flexibilă și adaptativă. Și cel mai important, m-am întrebat companiile dacă, cum consideră ele dacă au avut un aport la dezvoltarea ramă, respectiv majoritatea au spus că au avut un aport și, în special, la creșterea calității serviciilor în ramă. Următorul obiectiv a fost identificarea anumitor indicatori de evaluare a sinergiei. Noi am luat grupul de companii Pro Consulting, am analizat activitatea acestuia timp de 8 ani și am identificat toate tipurile de practici de sinergie practicate. Parteneriatele strategii, în acest caz, fiind cu orientabilitate, cea mai înaltă rentabilitate de 19% în mediul pe proiect,
Și am elaborat anumite indicatori de ale acestor efecte, deci noi i-am evaluat cantitativ și calitativ, după care s-a propus stabilirea unor obiective și indicatori cu formule, cu ținte anuale pe 3 ani, în baza metodologiei Balanced Scorecard sau sistemului de indicatori echilibrați. Și în imagine aveți câteva exemple ale acestor indicatori, spre exemplu, creșterea imaginii la client ar putea, din contul sinergiei important, ar putea fi exprimată prin rata de creștere a clientelor prin recomandări din proiectul sinergii, ceea ce ar demonstra efectele de lungă durată ale sinergiei create. Și în ultimul obiectiv, noi am elaborat niște recomandări de implementare a modelului elaborat. În mare sau majoritate, până la recomandări, noi am estimat riscurile pe fiecare dintre practică sinergică și măsurile de atenuare. În mare majoritate, acestea se referă la luarea măsurilor de monitorizare a efectelor sinergice, de identificare corectă a partenerilor strategici și de motivarea personalului, sensibilizării la ce bun trebuie sinergie. Și recomandările, pe lângă faptul că urmăresc instruirea și promovarea sinergiei companiei, ele propun și urmărirea pașilor modelului propus, evaluarea potențialului de sinergie, dar și stabilirea unor obiective și care realizabile cu un buget. Deci bugetul planificat pe 3 ani a fost calculat de circa 500 de milioane de lei pentru realizarea celor practici de sinergie potențiale. În continuare, prezentăm două ipoteze majore care au fost identificate în cadrul cercetării și confirmate. Prima ar fi că companiile de consultanță contribuie prin strategia sa în care activează la dezvoltarea ramurii. A doua ar fi prin aplicarea practicilor de sinergie pentru a contribui la dezvoltarea ramurii, o întreprindere obține cu siguranță avantaje competitive mai mari decât nu ar afecta aceste practici. Și confirmările au avut loc pe două planuri. Deci, pe plan intern, confirmarea medium intern în baza grupului de companii ProConsulting. Noi am calculat, iată, vedeți pe tablou rezultatele financiare din aceste o sinteză, dar în teză sunt pe fiecare dintre practici de sinergie. Deci, per general, în acei 8 ani, practicile de sinergie au adus o rentabilitate de 24%, care practic este dublu decât acea de 11% pe toată media activităților realizate, ceea ce confirmă că este mult mai ajutajos să efectuez activități în colaborare și co-creare. Și a avut loc și confirmarea în mediul extern, adică în sondajul celor 42 de companii, unde s-a confirmat că companiile sunt gata și vor să identifice anumite obiective de sinergie și cel mai important, dacă vă uitați pe ultima diagramă, deci ei au identificat care sunt actorii de bază care ar dezvolta ramura. Pe lângă companiile sunt și clienții, deci este nevoie de copiare a ramura. Și recomandările pe care noi le-am elaborat sunt de trei tipuri. Deci pentru companiile de consultanță care operează pe piața locală, noi considerăm că este nevoie să adere la asociații de profil și să urmărească tendințele de ramură, să urmărească bunele practici de sinergie din domeniu, să identifice corect partenerii strategici, să estimeze efectul potențial al unor sinergii aduce energie, e normal, să utilizeze modelul sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii propuse, anume în consecutivitatea propusă, să instruiască angajații și să-i sensibilizeze în acest sens. Un alt plan al recomandărilor sunt recomandările pentru asociație de profil. În cazul dat, prima asociație este Asociația Consultanților în Afaceri și Management Account. Deci pentru asociație este mega important să estimeze aportul ramurii anual prin monitorizarea al celor indicatori propuși și în special al indiciului național de consultanță al țării și totodată să colaboreze cu alte asociații, să promoveze instruirea și certificarea în domeniu. Totodată, pentru nivelul macro-mediu, este nivelul major pe care s-au propus recomandări, ar fi să se elaboreze standardul ocupațional pentru profesia de consultant care încă nu există, ar fi să stimuleze cercetările academice prin elaborarea unui program de master.
vedem asta și ar fi să lucreze cu guvernul, donatorii, companiile de consultanță și asociații în comun și să creeze de fapt această sinergie prin elaborarea unui program național de consultanță cu un studiu detaliat de servicii, de nevoie de servicii. Și aș vrea să finalizez acest discurs cu renumita frază lui Martin Luther King, de la care mă inspir, periodic el a zis, eu am un vis și noi avem un vis și noi, toți care au contribuit la realizarea acestei cercetări, ca cercetare să continue, că să aibă o valoare aplicativă și în continuare și să implementăm aceste rezultate la toate cele trei nivele propuse. Vă mulțumesc! Am emoții, mă scuzați! Și noi vă mulțumim pentru raportul pe care l-ați prezentat. Înțelegem motivul în care le sunt de emoție, sunt firește în toată lumea și noi am trecut într-o perioadă când ne-a fost în emoție. Noi colegi, trecem la următoarea etapă a discuțiilor noastre, care ține de adresare de întrebări, ulterior răspunsul din partea pretendentei la acest titlu științific. Vă mai gândiți în asta, poate îmi permiteți mie să îndrez descriu când a adresat câteva întrebări. Pentru că am înțeles și de lucrare, care am foarte mult atent să-mi consultat-o. Ați examinat efectul sinergic în contextul colaborării mai multor companii de consultanță în implementarea unor proiecte. Asta a fost subiectul. Dar întrebarea că o prozesă prima la număr ține de ultima sau printre ultimele constatări. De ce ați examinat efectul sinergic la nivel de dezvoltare a ramurilor și nu am văzut la nivel de calitate pentru a serviciilor prestate în favoarea clienților companiilor de prestare de servicii de consultanță. Nu am găsit în lucrare și în prezentarea dumneavoastră la fel, v-ați referit mine, s-a sigur că conferența, adică cu o rezultare la mână de consultanță din nivelul. Mulțumesc mult pentru întrebare. Într-adevăr, este o întrebare foarte interesantă și ca răspuns, deci noi am ales contribuția la dezvoltarea ramurii, deoarece considerăm că deschând acest aport la dezvoltarea ramurii, o companie de consultanță și-ar crește și calitatea serviciilor sale și ar contribui la acea creștere de care discutați și dumneavoastră. Totodată noi am atins parțial, da? Deci am analizat și sinergie din co-creare, atât la nivelul practicilor internaționale, cât și un pic la nivelul local. Pur și simplu, Republica Moldova, acea sinergie din co-creare, hai să zicem că este într-o fază incipientă, dar ce ține de calitatea serviciilor prestate către client, este necesar, în primul rând, considerăm să vedem viziunea, da, opinia acestora. Pentru aceasta, noi chiar în cadrul asociației ne-am propus, sperăm să avem suportul de partea unor donatori, pentru că este nevoie de resurse, sigur că și de timp și un buget careva, ca să estimăm acea percepție a clienților. De asta și am zis că la moment calitatea serviciilor în consultanță nu este clar percepută de către client, da? Există careva confuzie și este un nivel jos de credibilitate. De asta și este foarte bună propunerea dumneavoastră și noi chiar o să luăm ca recomandare pentru viitor și de ce nu să studiem inclusiv și această sinergie de co-creare la care visăm. Cred că eu am înțeles corect, în domeniul consultanței mai dezvoltate, companiile clienți beneficiari ar putea să beneficieze și de o calitate mai înaltă a serviciilor prestate. Dar putea să apară o altă întrebare, prin ce se identifică o ramură mai dezvoltată, dar nu le dezvoltează. Am acum încă câteva întrebări dacă mă răbdați insistența mea. Când am găsit o constatare în teză, care sunt că am întrebat asta, îmbinarea a două domenii complexe. Managementul strategic și managementul sinergiei. Nu mă refer la sinergia ca efect sub conținutul lui. Mă refer la două domenii, la care m-am menționat mai sus. Care ar fi raportul între ele? Managementul strategic și managementul sinergiei. Adică două domenii complexe. Ar fi diferite? Se conțin care ar fi raportul între ele în cazul ăsta? Mulțumesc! O parte dintr-un tot întreg, nu se intersectează.
se intersectează și se îmbină. Da. Da, deci noi pe parcursul cercetării, iată, noi am inițiat acest proces cu analiza teoriilor manageriale pe plan internațional și național. Da, și managementul este interesant un lucru, că managementul strategic conține în sine managementul sinergiei. Totodată managementul sinergiei încă nu este privit ca o disciplină separată, însă există știința paradigma sinergetice care studiază aceste sinergii și noi am încercat să îmbinăm acele lucruri, să vedem care este aportul fiecarei teorii manageriale la acea dezvoltare a managementului strategic. De asta și scopul lucrării l-am numit fundamentarea principiilor teoretice și aplicative ale managementului sinergii. Adică, într-un fel, într-adevăr, ele se îmbină. Raport, iarăși, cred că este diferit în funcție de la ce nivel este abordată sinergia, dacă este abordată la nivel de unități economice în cadrul strategiei unei companii, este un anumit raport. Dacă este la nivel de ramură, precum am abordat-o și noi, este un aport mai semnificativ. Dacă, iată, Michael Porter, spre exemplu, abordați cândva sinergia între guvern, da, în diamantul Porter asta, între guvern, consultanți, mediul academic, în mediul de afaceri și acel efect, sigur că se pliază și la un nivel mai major. Nu știu dacă am răspuns, mersi. Vreau să sunteți mai competent în domeniul ăsta decât mine sau puțin sau ce prezent în sală. Este managementul strategic, sinergie cu parte componentă managementul strategic la general? Cum spune acolo sau mai puțin? Și da și nu. Ar trebui, de asta și am realizat această cercetare, să demonstrăm că ar trebui să se conțină într-un management strategic. Dar sigur că multe companii nici nu își pun întrebarea atunci când realizează o strategie sau când o dezvoltă. În genere nu își pun întrebarea despre sinergie, iar noi asta și vrem. O ultimă întrebare foarte subțintă. Nu am văzut în tabelul în care ați prezentat indicii naționali de consultanță, nu am văzut și prezența Republicii Moldova în acest tabel. De ce nu este prezentă? Este o primă parte din întrebare și a doua, e nici pe care l-ați calculat dumneavoastră până aici. Cine elaborează acest raport în care nu este prezentă și Republica Moldova? Și doi, dacă dumneavoastră ați calculat aceste indice folosind aceeași metodologie ca și cei care elaborează acest raport? Mersi. O întrebare mega perfectă, cu care eu deja lucrăm un pic în asociație. Deci, indicele național de consultanță este estimat de către organizația internațională ICMTI, care este Institutul Internațional al Consiliilor de Consultanță, nu mai zic, o denumire mai lungă. Deci, ea o metodologie pe care am aplicat-o în estimarea acestui indice pentru Republica Moldova. Până acum este în prim plan ceea ce am făcut noi în această cercetare și pentru prima dată am estimat acel indice pentru Republica Moldova, până acum nu era acest lucru, de aia noi nu ne regăsim, din păcate, în acel raport. Însă noi o să propunem ICMTI, către ICMTI, dacă mi se permite, o să propunem rezultatele acestei cercetări cu recomandarea care deja să ne ia în vizor, să ne includă și pe noi, că chiar dacă suntem mai micuți, dar vrem să fim vizibili. Și chiar ultima precizare, vă rog. Dumneavoastră ați făcut o descriere foarte detaliată a evoluției conceptului de management strategic, ceea care ține de sinergie, inclusiv ați menționat că este acest domeniu într-un fel la etapă de pierde de dezvoltare, pieții de consultanță în Republica Moldova în afaceri și management, și sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Dar noi cunoaștem un lucru și l-ați menționat undeva, că se menține foarte mult pe acest domeniu pe donatori. Cei care oferă resurse financiare pentru a organiza consultanță. Întrebarea mea ar fi ce s-ar întâmpla cu aceste ramuri de domeniu în cazul în care ar încerca să fie susținute pe donatori. Ar rezista deja în condiții de gestiune, finanțare, sau ar putea să fie un pic mai subredă, mai vulnerabilă, ca și orice alt domeniu de activitate susținut pe condirent în donații din exterior sau organizații internaționale, care se menține bine atâta timp cât sunt susținute financiar și poate destul de greu atunci când se termină finanțarea,
mai puțin devin activ în cadrul de zi. Cum credeți dumneavoastră? Eu nu te dau. Cum e? Proporția face prea aia de servicii de consultanță, nu ați face de retrăire. Vă rog să-i spun ca și viață. Nu știu care e proporția din această viață finanțată de donator și care este finanțată de agenție cu nouă și mijloce. Eu nu știu. Ce să spune de tot? Ce s-a întâmplat în cadrul în care? Mulțumesc de întrebare. În piață este indicată acea proporție. 60% în această piață este, deci din cifra de afaceri, 60% din partea donatorilor, proiectelor finanțate de donatori. Și sigur că am putea să facem un exercițiu trist și ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă acei donatori au plecat pe piață. Nu vrem să facem asta, spun. Dar totuși, cred că noi avem forțe să... acea piață are forță și eu cred în asta, că noi avem tendință să trecem la cea autoorganizare, doar că cred că este o cale mai lungă de parcurs. Mersi. Mulțumesc, stimați colegi, vreau dată întrebările de interesant. De parte din întrebările. Nu, asta este parte din activitatea noastră, trebuie să-i prezent. Vreau, tot adresat întrebări și ce prezenți, nu neapărat localitate din membru Consiliului. Dacă nu aveți masa, nu și eu intru în urmă. Rol și nu mai să se zice. Bine de să se zice. Vă rog. Nu sunt. Le lăsăm să le abordați în discursul dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult, Mariana, pentru discursul foarte interesant și răspunsurile practice sau simple care le-ați prezentat. Vreau să vă dau, vă rog. Sunteți dumneavoastră în capul meu astăzi, nu e așa? Vreau să doamna Gela Sălcan să ne prezint, să ne aduc la cunoștință despre obiectele și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil și în nota informativă a CEF-ului, chiar dacă noi deja am discutat despre această notă informativă, am zis că a fost integral conformate toate conținutul la care s-a făcut referință în această moție, dar oricum vă rog să le prezentați și altor membri care nu au fost prezență și viața noastră precedentă. Mulțumesc, Ioan, să mă străduiesc să fiu subțint, fiindcă a fost prezentată nota informativă și au fost date explicații la fiecare observație, anumite informative prezentate de ANACEF. Eu aș vrea să dau 4 minute de observație și să zic ce s-a realizat din acest observație. A fost propusă ca teza să fie redusă, deoarece volumul este mai mare de 150 de pagini și explicația a fost dată că au fost luate în considerare și volumul s-a încadrat în limitele stabilite, până la 143 de pagini, până la bibliografie. Se întâlnesc unele dublări și indicat pagina și autorul a menționat că a luat în considerare aceste aspecte, iar în text, când este analiza SWOT, au fost reduse aceste dublări. O observație referitor la definiția managementului sinergic și această obiecție a fost realizată. Caracteristica a două ramuri de consultație, posar de formulat prin optimizarea abordării serviciilor de valoare adăugată și respectiv autorul a realizat această observație. Se cer unele concretizări și sunt dedicate paginile la care este necesare de a realiza aceste concretizări. La fel, autorul a realizat formularea la capitolul 2.2, pe pagina 64, pentru determinarea volumului pieței de consultanțe. Nu este clar cui aparține și este necesar indicat sursa. Autorul a indicat sursa. La fel a indicat sursa și la pagina 64 și indicat și la anexă unde a fost luate aceste formule și cum a fost realizat calculul. O altă observație, pagina 66, autorul prezintă în figura 2.8 modelul procesului de consultanță în management, indicând cursa adaptată de autor în baza materialului.
Apoi afirmă că structura procesului de consultanță prezentată în figura 2.8 este elaborată de Asociația de Profil Ancora România. Ar fi bine de concretizat cui totuși aparține descrierea modelului procesului de consultanță. La fel, autorul a realizat și a luat în considerare sugestiile care au fost date de recenzent de la ANAC. O altă observație, pagina 95, nu sunt corect prezentate de numele proiectelor și următorilor. A fost realizat, a fost prezentate de numirile corect. În o altă observație, figura 3.1, pagina 98, intitulată Structura competenței în consultanță și se propune să fie o altă denumire. Autorul a luat în considerare propunerea. Este necesar de repetat figura, indicată figura 3.6, pagina 105, a fost realizat, autorul a luat în considerare observația. De exclus pe pagina 109, o mondonator, la fel a fost realizat și a fost indicat donatorii proiectului. Pagina 113, de calculat indicele naționale de consultanță pentru Republica Moldova în evaluare a 4 indicatori, evaluarea unui indice este prezentat pentru 2019, când ceilalți în 2022. Și respectiv, autoarea a luat în considerație și a indicat metodologia pe care s-a bazat și datele la care a avut acces. Pagina 156 sunt prezentate modelele pentru nivelul macro-mediu și se cere o formulare mai clară a acestor recomandări. Respectiv, autoarea a luat în considerație observația respectivă pe pagina dată și a luat în considerare recomandările respective. De redactat concluziile generale și recomandările a fost realizat în comunitate cu sugestia primită, indicându-se paginile la care au fost făcute aceste modificări. Este necesar de reformulat unele elemente de cadrul noutate științifică, a fost luat în considerație. De asemenea, este menționat anexa 7, unde este necesar de indicat autorii cărților relevante, a fost realizată această modificare în comunitate cu sugestia primită. Și o ultima observație, teza niște redactare, deoarece se gândesc unii greșeli gramaticale și respectiv autoarea a menționat că a fost realizată redactarea lingvistică, stilistică și ortografică. Toate obiecțiile au fost luate în considerare și au fost realizate. Vă mulțumesc și de noi au fost luate în considerare, de noi mie de consiliul atunci când am deșis acceptul pentru expedierea de fratul și am stabilit data și ora susținerii. Vă rog, domnul dumneavoastră, dacă aveți ceva de spus suplimentar la ceea ce a zis doamna. Cu referire la nota informativă de la NACE, da? Cu referire la asta. Deci, place obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil. L-ați menționat, doamna? Da. Ok. Obiecțiile expuse și sugestiile, atât acele de la seminarul științific de profil, cât și din nota informativă la ANAC, m-au ajutat să îmbogățim teza cu anumite elemente. Spre exemplu, au fost redactate un pic ipotezele, au fost îmbunătățite chiar scopul lucrării. A fost adăugată, iată, în urma seminarului, analiza SWOT, care nu era, și s-a perfecționat modelul sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii. Un pic au fost ajustate anumite elemente în analiza PSTL. A fost îmbunătățită definiția managementului sinergiei, care era expusă în două părți și am unit-o. Au fost redactate un pic concluziile, îmbogățite și ajustate concluziile și recomandările. Anumite donatori i-am mai indicat, deci cam asta e și aceste sugestii ne-au ajutat să ne valorificăm viziunea și să aducem o contribuție în îmbogățirea materialului cercetat. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, vreau să rog pe doamna profesorul Alacotelic să ne convingă pe noi membrii Consiliului că, ca și personalitate implicată în cercetare, Mariana Radu merită contribuirea testului științific la care trebuie. Nu e convins în faptul că teza este actuală, importantă, noutate și de asta o spunem noi. Da,
Da, vă mulțumesc. Eu am avizul tema asta realizat, este în dosar, dar nu o să vorbesc sigur că la acesta. Mulți stimați domnul președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorați referenți, stimată audiență, pentru mine astăzi este important. De ce? Pentru că, în sfârșit, cu Mariana am ajuns la 10 ani. Ei, nu 10, în 2007, în coace, nu. Sunt o dată mai bun, dar am ajuns la această etapă finală. Într-adevăr, a durat lung. Mariana Radov este, cum zic eu, produsul ASEM-ului, a absolvit Academia de Studii Economice din Moldova, a absolvit specialitatea management. Și așa s-a primit că ea a fost conducător la teza de licență și prima publicație pe care o are și este și este împreună cu mine în baza tezei de licență. Deci, deja putem să spunem că de atunci se observau anumite capacități, da, pe care le are în domeniul respectiv. După care, în 2007, după cum s-a spus, Mariana a revenit conținându-și studii de la doctorat. Eu am preluat în 2009, după decesul domnului profesor Hrișev, deci că așa trebuia să fie, că sunt doar tot la mine. Am remarcat din prima că este o persoană flexibilă și care se receptivă și se adaptează ușor la anumite cerințe, nu știu dacă ține minte dânsa, dar mi-a prezentat, mi-a dus materialul pe care îl ai, pentru că 2 ani a făcut ceva, mi-a adus un capitol care nu avea ținută unei lucrări științifice. I-am zis cum trebuie de făcut, i-am spus de unde să ia niște teze ca să vadă cum trebuie să arate. Și în scurt timp, eu nu țin minte cât a fost timpul ăsta, însă am primit ceea ce am vrut. Adică exact așa cum așteptam ca să văd acest material. De asemenea, la scurt timp a urmat capitolul 2 și da. Mai departe, Mariana a zis că, păi da, gata, publicitatea exterioară, ea nu este atât de importantă, actuală și este o persoană în genere perfecționistă care caută să facă anumite lucrări și care să fie într-adevăr utile. Am mai revenit după asta încercând și cu alte domenii. Până la urmă, probabil a găsit, nu știu, nu doar domeniul de cercetare, dar și sufletul și inima care este în domeniul acesta de consultanță. Și iată, aici a coincis probabil în primul rând, într-adevăr, pentru că a găsit ceea ce este pe plac, vine din domeniul respectiv, am scris aici referința, dar cred că cei prezenți în deosebire colegii cu care activează, cunosc toate cercetările pe care le are în domeniul respectiv, cercetări internaționale, membru al căror asociații profesionale este și este ceea ce cunoaște din interior. Deci, și al doilea moment care cred eu că totuși ne-a ajutat ca noi să ajungem la final, sunt acele limite pe care le-a pus Ana Cepul, că trebuia, într-un anumit termen, să finalizăm. Dacă nu, trebuie să repete doctoratul. Și noi exact ne-am încadrat în acest termen, pentru că, dacă cred eu, nu era pus această limită, Mariana căuta perfecționalismul și tot încerca să mai găsească. Eu, pe parcursul acestei perioade, Mariana a dat dovadă de aptitudini analitice deosebite, are capacitatea de a, nu doar de a analiza, de a sintetiza lucrurile și de a trage concluziile respective. Are o abordare creativă față de anumite probleme, de problemele pe care le cercetează. Și am scris eu aici că am remarcat-o ca o persoană cu o gândire matură, cu o dorință de autodepășire, constantă de autodepășire, cu o abilitate deosebită de a găsi soluții la problemele cercetate și aceste capacități au permis ca să definitiveze această cercetare. Și sunt convinsă că aici nu se va finaliza
activitatea ei de cercetare. Ei deja are planul și de publicații care trebuie să le facem. Eu o zic asta ca să știți că dacă nu le fac, că n-are cum să nu le fac. De din cap, așa a zis. Și într-adevăr, da, și într-adevăr poate să le realizeze. De aceea, cred eu că nu o să dați greș atunci când membrii Consiliului o să votați pentru ca Mariana să poată să obține titlul științific de doctor în științe economice. Mi-a spus doamna profesoră să ducă Mariana încheiat raportul pe care l-a prezentat prin faptul că se conduce de afirmația lui Martin Luther King. Hai că vedem. Eu cred că iară, dar nu le-a spus care este. De ce? Eu cred că colaborarea dumneavoastră nu se încheie aici. Ea putea să dureze. Și în continuare, vă dorim succes. Este o colaborare bună, frumoasă și ce trebuie să fie continuată. Stimați colegi, de trecem la următoarea etapă a examinării tezei și vreau să invit cu oponenții referenței oficiale. La teza de doctorat a fost învățat că a fost aprobat în calitate de oponenți oficial domnul profesor Andrei Popa, la Universitatea de Stat din Caco, doamna Ana Vești de la Universitatea Tehnică Moldovei. Nu neapărat să fie primul care vorbește și cu cel mai înalt titlu. Deciziți voi cine sunteți primul care iese la tribună sau vorbiți de acolo. Ladies first. A doua eu nu vede. Domnul profesor, vă rog. Una, două lege, că trebuie să meargă înainte. Vă rog, domnul. Folosesc dreptul meu de președinte, așa din cazul ăsta. Eu puteam că lege dorește, dar dacă invitați dumneavoastră, vă rog. Eu nu știu ce-ți comentea, domnul. Lăsați cu urmă. Fiecare dată, recenzenții sunt puși în situație când trebuie să dea pe parte emoțiile și prezisiunile. Dacă aveți un microfon, puteți, domnul, trebuie să registrează cu cine dumneavoastră. Și sarcina oricărui referent este să fie cât se poate de obiectiv și să fac o trecere în revistă a întregii teze. De aceea vom fi, ca metodologie așa, mai nevoit să fim mai detaliați în ceea ce am scris noi. Vă rugăm să ne dați crezare și o să luăm puțin timp. Deși, din ceea ce este în aviz, să fac destul de multe aici la mine. Reduceri ca să fac economie. Paradigma creșterii economice se bazează pe conceptul sinergiei, adică pe îmbinarea mai multor factori și sisteme cu scopul de a obține un rezultat mai mare, comparativ cu explorarea fiecărui din aceste elemente în parte, și respectiv constituie preocuparea centrală a teoreticienilor științei economice și a practicienilor din economie în domeniul social, precum și în cel politic. În acest sens, este remarcabil și lucrarea și aportul și ideile lui Maurice Allais, laureatul premiului Nobel în științe economice din 1988, care utilizând pe la principiile relativității și integrității, metoda structurală și metodele matematice, a cercetat problemele combinate de ordine economic și social, de la hotarul dintre economia de piață, bazată pe proprietatea privată, și economia colectivistă, asta este termenul lui Allais, bazată pe planificarea și dirijarea statală, reușind să formuleze o viziune multilaterală a proceselor reale în economie, așa numită idee a planificării concurențiale, pe care Allais a pus-o la bază ca o îmbinare a programării economiei de către stat cu concurența întreprinderilor private. De altă parte, maximizarea rezultatelor prin sinergie este pilonul de bază în construcția strategiilor corporațiilor contemporane. Adică ideea fundamentală a cărora este de a direcționa acțiunile fiecărei firme nu doar spre profitul propriu, ci și spre contribuția sa la dezvoltarea întregii ramuri în care activează. Iată anume acest aspect al managementului sinergiei
reprezintă conceptul central al tezei de doctor în științe economice elaborată de către doamna Radu Mariana, lucrarea fiind axată pe problematica strategiilor activității companiilor de consultant. În capitolul 1, urmărind logica metodologiei cercetării științifice, autorul efectuează o documentare științifică, analizează și sintetizează viziunile și abordările teoretice de refer ale diverșilor cercetători cu referire la izvoarele sinergiei aplicate în managementul strategic, fiind luate în considerație lucrările autorilor clasici Fiori, Barnard, Slesnik, Drucker, Chandler, Ansoff, precum și cele mai notorii lucrări contemporane ale economiștilor Landau, Porter, Laffitte, Leavitt, Collins și alții. Este remarcabil sub faptul că autorul în cercetările sale a scos în evidență și contribuțiile cercetătorilor din Republica Moldova, în teză fiind menționate lucrările științifice ale savanților cercetătorilor care, începând cu anii 90, au pus bazele metodologiei în domeniul managerial strategic autohton. Fac referință la referire la pagina 33-36 și la anexa 7 din teză. Autorul ajunge la concluzia că există insuficiența abordării managementului strategic prin prisma contribuției sale la nivel de ramură și crearea de efecte sinergice în urma acestei contribuții. Și că este necesară revizuirea procesului de management strategic la întreprindere prin prisma managementului sinergiei. Citat de pagina 38. Definirea conceptului de practici de sinergie ca activități desfășurate de o entitate, companii de consultanță prin intermediul colaborării, parteneriatelor și altor activități, unde este necesar efort comun a două sau mai multe entități cu scopul de a obține efecte sinergice cu o valoare mai mare decât rezultatele obținute de către fiecare entitate în mod individual, pagina 38 din teză, la fel ca și formularea definiției proprii a managementului sinergiei ca managementul sinergiei este procesul de planificare, organizare, monitorizare și control a practicilor de sinergie în vederea obținerii efectelor sinergice, în special din contribuția întreprinderii la dezvoltarea ramurii, pagina 39, clarifică și argumentează centrarea autorului pe cercetarea temei abordate, adică prin prisma contribuției la dezvoltarea ramurii, tot pagina 39, și la formularea obiectivelor și ipotezelor cercetării prezentate în designul cercetării, figura 1.2, pagina 40, precum și explică logica cercetării concepute și reflectate în teză, care se bazează pe elaborarea unei noi abordări cu privire la managementul strategic, care se orientează pe sinergie și contribuție la dezvoltarea ramurii. Citat, pagina 41. Evaluând capitolul 1 al tezii, în conformitate cu punctul 4.3 din regulamentul cadru pentru redactarea tezii a rezumatului și a lucrării de sinteză aprobate prin ordinul ANACEC numărul 10A din 25 februarie 2021, în vederea aprecierii stadiului actual al cunoașterii în domeniul temei tezii de doctor de științe economice și aspectelor metodologice ale cercetării, consider că fiind foarte bună analiza și sinteza bibliografică prezentată în capitolul 1 și anexele 1-7 ale tezei. În aspectul metodologic al cercetării, apreciez ca fiind bună explicarea logicii cercetării erorilor efectuate, menținând că aceasta ar fi avut de câștigat dacă în teză, inclusiv în schema din figura 1-2, pagina 40, ar fi fost prezentată mai evidențiat problema care a stat la baza formulării obiectivelor și ipotezelor cercetării, menționată în concluziile și recomandările, care spun așa, lipsa unui model sinergic de contribuții la dezvoltarea ramurii pentru companiile de consultanță din Republica Moldova, ce ar confirma oportunitatea promovării sinergiei în domeniul de consultanță în afaceri și management, în vederea aplicării practicilor de sinergie în baza unor indicatori de performanță clar și realizare. Pagina 154. În capitolul 2 al tezii este prezentată evoluția activității de consultanță în
afaceri și management, disertantul reușește să convingă cu referire la importanța pieței de consultanță, utilizând datele statistice și comentând argumentat evoluția pieței internaționale de servicii de consultanță, prezentate în figura 2.2, pagina 52-53, figura 2.3, pagina 53-54, figura 2.4, pagina 54-55, tabelele 2.1, anexa 11, anexa 10, figurile 2.5 și respectiv comentarii analitice executate și prezentate la pagina 57-60 a tezei. Un loc special în evaluarea oportunităților de dezvoltare a conceptului de management al sinergiei este dedicat sinergiei prin contribuție la dezvoltarea ramării, și anumită sinergie prin cercetare, în teză fiind prezentată contribuția companiilor de top din domeniul consultanței, cum ar fi McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Bain & Company, Booz Allen Hamilton Holding Corporation și altele, menționate la paginile 77-81 ale tezei și anexa 14, precum și sinergia rezultată în urma acestor contribuții, care, conform autorului, duce la dezvoltarea de capacități și diversificarea serviciilor sale, precum și atragerea noilor segmente de clienți, dezvoltarea de metodologii noi în consultanță, prin combinația diferitor instrumente digitale și inteligență artificială, etc. Pagina 81-82. Anume, aceste două elemente principale, adică sinergie și contribuția la dezvoltarea ramării, în continuare CDR, definite și caracterizate cu maximă îngrijire de către autorul tezei, au stat la baza noului concept al managementului sinergiei și al modelului sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii pentru companiile de consultanță în afaceri și mediu. Evaluând capitolul 2 al tezei, conform punctului 4.4 din regulamentul cadru cu privire la redactarea tezii a rezumatului și a lucrărilor de sinteză aprobate prin ordinul ACEC numărul 10A de 25 februarie 2021, în vederea aprecierii metodelor de cercetare, calității și gradului de analiză și argumentare a materialelor prezentate, apreciez ca fiind foarte bună coerența prezentării aspectelor problemei abordate, de la general la particular, adică metoda de cercetare deductivă, prin analiza datelor statistice, prezentarea sistemului de producere a rezultatului și propunerea modalității de îmbunătățire prin modelul sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii pentru companiile de consultanță în afaceri și mediu. Sunt utilizate foarte bine metodele de analiză comparativă, inclusiv prin gruparea datelor, sinteza surselor bibliografice și vizualizarea analitică explicită în tabele, figuri și anexe. Sunt foarte bine structurate concluziile în capitolul 2, care confirmă logica argumentelor expuse. În capitolul 3, este reflectată evoluția ramurii de consultanță în afaceri și management pe plan național, precum și se descrie aspectele practice ale modelului prezentat în capitolul 2 al tezei de doctor al doamnei Radov Marian. Consider că aprecierile date de autor cu referire la particularitățile menționate în formatul prezentat în teză, pagina 91-93, anexa 16, elaborată de autor în baza la sursele menționate, nu au totuși un suport factologic suficient. Ar fi avut o relevanță mai mare dacă viziunile și interpretările proprii ar fi avut în calitate de argument rezultatele unui sondaj de opinii, dar nu trebuie să confunde cu chestionarul din anexa 22, opinilor a asociației consultanților în afaceri și management și a companiilor vizate și beneficiarilor. Totuși, autorul prezintă documentat evoluția activităților de consultanță
din țara noastră, pagina 93-96, utilizând un bogat arsenal de surse bibliografice și date statistice, prezentate în anexele 17-18. Distribuția pietate a evoluției consultanței în Republica Moldova, de cu etapele de lansare, de extindere modernă, prezintă un interes, într-adevăr, pentru structurarea unui studiu academic, universitar, referitor la dezvoltarea ramurii de consultanță în afaceri și management în Republica Moldova. La fel urmează a fi menționată calitatea analizii cadrului celor 5 forțe concurențiale ale modelului sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii. Autorul expune argumentat și cu suport factologic și analitic evoluția celor 5 blocuri de influență asupra modelului, prezentate în pagina 96-102 în tezi, noi intrați, pagina 102-103, clienții, 103-105, serviciile conexe, pagina 105-106, precum și furnizorii, pagina 106 de tezi. La caracterizarea fiecărui din aceste elemente, în teză sunt prezentate și interpretate date statistice. Este arătată percepția luptei concurențiale exprimată în sondajul efectuat de cercetător în cadrul a 42 de companii de consulting din Republica Moldova, precum și informații din surse de specialitate, de exemplu studiile piața de consultanță în management din Republica Moldova, sursele 34 și 35 din bibliografie, la care a participat și autorul tezii, doamna Radu, în calitate de elaborator al acestor, vă zic, sondajuri și acestor studii. Este apreciabilă ca foarte bună analiza complexă a factorilor de influență, conform diamantului Porter, efectuată și prezentată în teză la pagina 96-106, prin utilizarea cercetărilor cantitative, tabelele 3133, figurile 3137, anexa 20, precum și cele calitative, anexele 22-24. La fel, în subcapitolul 3.1 al tezii, în aspect practic, autorul tezii prezintă abilități de sintetizare a unor informații complexe utilizate în analiza cadrului de realizare a modelului sinergic prin prisma factorilor PESTEL. Astfel, în expunerea de pe pagina 106-114 din teză, autorul face referire la 7 legi, 3 hotărâri de guvern, Banca de Date Statistice a Biroului Național de Statistică, anex și inclusiv și anexa 20 sunt prezentate. Sunt efectuate calculele ale indiciului INC, conform metodologiei ICMCI privind indiciul național de consultanță și utilizat bazate toate acestea în modelul SWOT de analiză a ramurii de consultanță în afaceri și management de Republica Moldova. În subcapitolul 3.2 al tezii, în baza celor menționate mai sus, autorul prezintă o serie de provocări și tendințe în ramura de consultanță, precum și practicile de sinergie care sunt la zi. În acest sens, autorul propune o serie de indicatori de performanță pentru a realiza monitorizarea regulată a acestei ramuri. Tabelul 3.5, prezentat la pagina 129-130. Indicând formula de calcul, descrierea indicatorului respectiv și sursele de colectare a datelor prin calcul. Este important să menționăm că acești indicatori au fost identificați de către autor în baza rezultatelor sondajului realizat în baza chestionării online în perioada 18-24 februarie 22 și prezentat în anexa 22-23-24 din teză și a studiilor care le-am menționat, piața de consultanță și management de Republica Moldova. Pentru a realiza performanța contată și a aprecia cu ajutorul indicatorilor propuși, în subcapitolul 3.3 autorul prezintă efectul sinergetic al contribuției în ramură și analizează propriu-zis modelul sinergic de contribuții pe care îl propune. Prezentat în subcapitolul 2.3, la figura 2.12, pagina 88. În teză sunt prezentate pas cu pas toate etapele de analiză și de evaluare a fiecărui element al modelului.
și arătate în anexele 25, 26, 27, fiind arătate și riscurile, pagina 145, 47, anexa 35, și recomandările de implementare ale acestui model, pagina 147, 148. Exercițiul dat permite autorului tezei să valideze cele două ipoteze ale cercetării efectuate și respectiv apreciind capitolul 3 conform acelui punct 4.4 din recomandările ANACEF-ului expuse în ordinul 10A din 25 februarie 21, dar de data asta cu referire la calitatea analitică și aplicativă a cercetărilor efectuate, precum și contribuțiile personale ale autorului, inclusiv rezultatele originale obținute, elaborările noi propuse de autor, consider că autorul tezii, doamna Radu Mareanu, demonstrează o calificare înaltă și competență aprofundată în efectuarea cercetărilor științifico-practice. Drept dovadă servesc concluziile și recomandările date de autorul tezii, precum și acele recomandări care sunt date în vederea facilității creșterii practicilor de sinergie în ramură în Republica Moldova. În calitate de concluzii, conform punctului 1.6 din regulamentul cadru privind redactarea tezii, a rezumatului și a lucrărilor de sinteză aprobate prin ordinul ANACEF numărul 10A din 25 februarie 21, constat că, luat în ansamblu, lucrarea demonstrează noutatea științifică și utilitatea practică a materialului cercetat și confirmă că autorul este un cercetător format, capabil să abordeze probleme actuale în economia națională și să găsească soluții științifice adecvate. Consider că metodologia cercetării competitivității prin prisma sinergiei, precum și modelul sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii pentru companiile de consultanță în afaceri și management, propuse de către doamna Radu Mariana, sunt utile pentru activitatea firmelor de consultanță de Republica Moldova. Ca rezultat al analizei tezei doctor cu tema dezvoltarea managementului sinergiei în strategia companiilor de consultanță, consider că lucrarea corespunde cerințelor înaintate de ANACEF și întrunește condițiile pentru a fi recomandată spre susținere în vederea obținerii către autorul ei, Radu Mariana, a gradului științific de doctor în științe economice, pe specialitatea 521.03, economie și management în domeniul de activitate. Mulțumesc. Domnule profesor, în modelul lui Porter, să zicem noi, în clasă, mi-am să plăcut comentarii, nu să face referință la film, să zicem, de genul ăsta. Cam o invitat, de zicem, în clasă. Bine, mergem mai departe și vreau să rog cu doamna obiești, mai rar, în felul meu, să ne întâlnim, că așa, pentru altfel, să știți în care avizul la care care poate să ne ajungi. Mulțumesc, domnul președinte. Eu am să merg pe limbajul mai rezumativ ca să reflect concluziile de bază la care am ajuns și în baza criteriilor înaintate de ANACEF vis-a-vis de perfectarea vizului al revidentului oficial la teza de doctor a doamnei Radu Mariană. Deci, actualitatea temei de cercetare aș punta următoarele elemente. Deci, în primul rând, realitatea mediului de afaceri poate fi caracterizată prin dinamism, succesul fiind dependent de adaptabilitate, inovare și capacitate de a înțelege, a gestiona schimbările rapide la nivelul local și global. În acest context dinamic, schimbător și imprevizibil, serviciile de consultanță asigură un suport considerabil și valid în asimilarea tehnologiilor și metodelor de lucru pentru a ajuta afacerile să se dezvolte și să mențină tendințele pozitive existente. De aceea, serviciile de consultanță au devenit o parte importantă a culturii de afaceri, acoperind o arie vastă pe domeniile precum IT, finanțe, strategie, operațional și altele. Și dacă îmi permiteți, domnul președinte, eu sunt foarte optimistă la acest capitol. Dumneavoastră ați întrebat dacă nu o să fie donatori sau susținere de atunci. Dacă o să reziste, o să reziste, pentru că se formează deja deprinderea de folosirea acestor servicii și cred că domeniul consultanței are un viitor cel. Consultanța în afaceri este un instrument util pentru orice companie care își dorește să-și gestioneze activitățile în mod eficient, contribuind în același timp la dezvoltarea afacerii. Indiferent de domeniul în care activează companiile, serviciile de consultanță orientate pe soluțiile personalizate
ajută în formarea capabilității de a face față diferitelor provocări și ținerea pasului cu schimbările rapide. Premisele de bază pentru obținerea efectelor sinergiei superaditive se bazează pe următoarele afirmații. Deci, în primul rând, consultanții aduc cu ei diverse experiențe din diferite domenii și industrii, oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra problemelor și oportunităților. Consultanții pot lucra împreună cu echipele interne și alte părți interesate, așa cum s-a menționat în teză, și suportul donatorilor, creând sinergii prin combinarea cunoștințelor și abilităților specifice fiecărui membru. Totodată, consultanții aduc o abordare holistică la problemele de afaceri, analizând interdependențele și găsând soluțiile care pot produce beneficii multiple. Un consultant eficient, dacă vorbim și de calitatea acestor servicii, nu doar rezolvă problemele, ci și împărtășește cunoștințele și metodele de lucru cu echipa internă, facilitând sinergii pe termen lung. Și consultanții pot ajuta la identificarea și gestionarea riscurilor într-un mod proactiv, contribuind la creșterea rezilienței organizaționale și la generarea sinergiilor prin abordarea eficientă a problemelor. Prin gestionarea sinergiei, companiile pot maximiza beneficiile aduse de colaborare și integrare, contribuind astfel la succesul pe termen lung al afacerii. Dacă să analizăm aspectul teoretico-științific al tezei, acesta este solid fundamentat. Autoarea a efectuat o analiză detaliată a cercetărilor în domeniu, evidențând atât contribuțiile internaționale cât și cele naționale. În teză s-a evidențiat o analiză logică a conceptului managementului sinergiei, contribuțiilor teoriilor managementului strategic în evoluția și dezvoltarea domeniului de management strategic și a ramului de consultanță în management. La baza rezultatelor cercetării au stat lucrările savanților din Republica Moldova, România, mediul internațional, în dezvoltarea de noi teorii a managementului strategic bazate pe asigurarea sinergiei între strategiile implementate și actorii implicați. În acest cadru, cercetătoarea reușește să contureze cu precizie rolul esențial al abordării sinergiei într-un mediu caracterizat de schimbările rapide și afectat de crize. Lucrarea efectuează o sinteză a literaturii de specialitate dedicate temei de cercetare, oferind o revizuire succintă și acordând atenție deosebită surselor considerate cele mai relevante și recente. Dacă să vorbim despre inovație și originalitatea științifică a tezei, este remarcată prin formularea abordărilor și ideilor cu privire la aplicarea eco-inovațiilor și a sustenabilității afacerilor și lucrarea dată, doamna Radu Mariana, prin intermediul cercetărilor efectuate, a reușit să prezinte destul de explicit percepțiile teoretice și aplicative în domeniul managementului sinergiei, direcționarea eforturilor companiilor către practici de sinergie și a forțului acestuia pe contribuții la dezvoltarea ramului de consultanță în afaceri și management. Noutate și originalitatea științifică a investigațiilor constau în dezvoltarea noțiunilor de managementul sinergiei, introducerea unor noi concepte precum contribuția la dezvoltarea ramului, modelul lanțului de valoare în companie de consultanță în afaceri și management și altele. Valoarea practică a cercetării constă în aplicabilitate și implementarea rezultatelor investigației în practica companiilor de consultanță din cadrul Pro Consulting Group, în activitatea Asociației Consultanților în Afaceri și Management din Moldova, au contribuit la dezvoltarea bazei de cunoștințe a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Organizației Internaționale a Muncii. Totodată, rezultatele, concluziile și propunerile autoarei pot fi utilizate în scopuri didactice pentru realizarea cercetărilor în domeniul managementului sinergii și, în general, a ramurii consultanței în afaceri și management. Calitatea metodologică a cercetării este una coerentă, reflectată prin construcția riguroasă și clară a scopului și a celor 6 obiective care au fost astăzi și vociferate, de cercetarea prezentată în formă grafică ce reflectă designul cercetării propuse. Alegerea metodelor de cercetare, calitative și cantitative, care au fost bine fundamentate și adaptate la natura studiului realizat. La realizarea acestui sondaj, în ramura de consultanță în afaceri și management, s-a asigurat reprezentativitatea eșantionului pentru generalizarea rezultatelor fiabile și valide și analiza situației curente.
Aplicarea metodelor statistice pentru efectuarea analizei dinamice în sector cu interpretarea corectă, clară și transparentă a rezultatelor. Evaluarea critică a literaturii pentru a fundamenta cercetarea în contextul cunoștințelor existente. Prin urmare, cercetarea realizată de doamna Radu demonstrează o calitate metodologică solidă, sprijinind astfel încrederea în validitate și relevanța concluziilor obținute. La capitolul sau la criteriul conceperea și calitatea textului, aș menționa că textul demersului științific are confluență și coeziune în exprimarea unității de gândire, asigurarea unei structuri logice cu o introducere bine definită, dezvoltarea consecventă și concluziile prezentate într-un limbaj clar. Utilizarea cuvintelor de legătură și a expresiilor care facilitează trecerea consecventă și coerentă între propoziții și paragrafe. Menținerea unui limbaj constant și a unor termeni care sunt clar definiți și utilizați în mod consecvent pe tot textul tezii de doctor. Păstrarea acestei legături strânse între fiecare subcapitol a tezii de doctor și obiectivele cercetării, integrarea adecvată a citatelor și referințelor bibliografice pentru a susține argumentația și a valida informațiile prezentate. Prezentarea clară și logică a argumentelor și evidențelor în sprijinul ipotezelor formulate. Astfel, teza de doctor se distinge prin utilizarea unui limbaj științific adecvat domeniului de cercetare, respectând în același timp criteriile de originalitate. Utilizarea datelor, informațiilor, termenilor, noțiunilor și conceptelor, fie că au fost preluate în limba română sau traduse din altă limbă, este realizată cu precizie, în conformitate cu definiția sau destinația lor și cu obiectul cercetării. Din punct de vedere asigurării bibliografice, pot afirma că lista bibliografică este compusă din 280 de titluri și include surse recente și relevante pentru subiectul de cercetare, precum managementul strategic, sinergii, consultanții în afaceri. Lista bibliografică acoperă o gamă diversă de perspective și abordări prezentate de autori din Republica Moldova, precum și de cei internaționali. Completitudinea surselor bibliografice poate fi apreciată ca fiind una bună, însă, în lista bibliografică nu s-au regăsit lista bazei legislative la care s-a referit autoarea pe textul tezei, a se vedea informația, de exemplu, prezentată pe pagina 107-108 a tezei. Referințele bibliografice sunt formate în mod uniform și conform standardelor prestabilite pentru un asemenea timp de lucrări. Prin urmare, afirmăm că bibliografia utilizată este una de calitate și asigură validitatea precum și integritatea cercetării. Calitatea concluziilor generate și a recomandărilor prezentate în teză relevă importanța temei dezvoltarea managementului sinergiei în strategia companiilor de consultanță și impactul semnificativ al dezvoltării ramurii consultanței în afaceri și management din Republica Moldova. Aportul personal adus constă în elaborarea modelului sinergic de contribuție la dezvoltarea ramurii de consultanță, adaptarea lanțului de valoare și aplicarea metodologiei de estimare a indicelui național de consultanță al țării, cu elaborarea indicatorilor de monitorizare, aducând o perspectivă distinctivă și inovatoare la abordarea acestui subiect. Recomandările formulate de doamna Radu Mariana nu numai că reflectă o înțelegere profundă a managementului sinergiei în strategia companiilor de consultanță, dar și oferă recomandări concrete pentru asigurarea dezvoltării sectorului. Astfel, cercetarea prezintă o sinteză a cunoștințelor existente și un avans semnificativ în dezvoltarea managementului sinergiei în strategia companiilor de consultanță. Corespunderea conținutului tezei cu tema aprobată, publicațiile autorului și rezumatul tezei, deci putem afirma că teza doamnei Radu Mariana este dezvoltată într-o corespondență riguroasă cu tema aprobată, reflectând în mod detaliat și profund subiectul propus. Analiza și rezultatele prezentate în teză sunt în concordanță cu obiectivele inițiale ale cercetării și designul propus, asigurând astfel coerența între intenția inițială și conținutul final. Publicațiile anterioare ale autoarei completează și susțin temeinic teza, aducând o contribuție semnificativă la fundamentarea și validarea argumentelor expuse în cadrul tezei de doctor. Aceste publicații atestă competența și expertiza autoarei în domeniul cercetat, consolidând credibilitatea cercetării prezentate în
teza analizată. Rezumatul tezii sintetizează în mod clar și concis conținutul acesteia, evidențiind principalele concluzii și contribuții aduse de autoare. Acest document rezumativ confirmă corectitudinea și relevanța cercetării și oferă citorilor o perspectivă sintetică și accesibilă asupra esenței tezei elaborate. Prin această corespondență coerentă între tema propusă, conținutul tezei, publicațiile anterioare ale autoarei și rezumatul, se subliniază consistența și valoarea întregului efort de cercetare. La compartimentul obiecții și sugestii, cu toate că deja la etapa aceasta teza nu mai poate fi îmbunătățită, dar aș reflecta unele elemente pe care pe viitor pot fi luate în considerare și evitate asemenea abateri în următoarele lucrări de cercetare. Deci, la prezentarea unor sinteze, în formă tabelară, autoarea nu a respectat regulile de trecere a tabelelor pe mai multe pagini, ceea ce generează dificultate în perceperea informației din cadrul tabelului. De exemplu, a se redat tabelul 2.2, pagina 64-65, tabelul 3.5, paginile 129-130, precum și tabelele din anexe. În piesă sunt analizate datele oficiale statistice a Republicii Moldova, la care s-a făcut referința pe textul tezii, însă în lista bibliografică nu se fac referințe la sursa exactă de preluare a informațiilor. De exemplu, se vedea informația prezentată în anexa 20. De îmbunătățit calitatea materialului grafic din piesă prezentat sub forma figurilor, care rezultă în rezultatele sondajului realizat. Ați ridicat figura 2.3, figura 3.9, figura 3.11. De rectificat unitățile de măsură prezentate la materialul grafic, de exemplu, figura 3.7. De reformulat ultima propoziție din pagina 111, circa 30 de consultanți locali sunt instruiți în prezent și se face referință la anul 2022, de fapt, teza se susține în anul calendaristic 2023. Și de corectată referința la anexa 40, pagina 91, care nu corespunde informații prezentate, de corectat anul formării Asociației Consultanțelor în Afaceri și Management din Republica Moldova, de verificat corectitudinea informațiilor prezentate pe pagina 101. Concluziile generale. Deci, analiza generală a conținutului tezii de doctor în științe economice, elaborată de către doamna Radu Mariana, permite să afirmăm că asta constituie o contribuție valoroasă la dezvoltarea științei managementului sinergiei, atât prin studiul teoretic-practic aprofundat, cât și prin recomandările formulate și argumentate în modul corespunzător. Teza de doctor cuprinde una din noile abordări privind dezvoltarea sectorului de consultanță în afaceri în Republica Moldova, prin intermediul managementului sinergiei. Realizarea studiului de cercetare a avut ca punct de pornire tematica propusă, valorificată în analiza unui număr impunător de surse bibliografice de specialitate, experiența practică generată în cadrul grupului de companii pro-consulting, precum și numeroase elemente de practici internaționale, fapt ce constituie premisa unei lucrări de certă valoare științifico-practică. Această teză, în totalitatea sa, se evidențiază ca o investigație inovatoare și valoroasă în domeniul științelor economice. Prin urmare, în urma recenziei tezii, putem concluziona că aceasta reprezintă o lucrare științifică finalizată, complexă, cu concluzii și recomandări inovatorii, cu valoare aplicativă foarte înaltă. Prin urmare, analizând conținutul lucrării, putem trage concluzia că autoarea este un savant bine pregătit, capabil să realizeze cercetări științifice ample și complexe. Teza de doctor în științe economice corespunde cerințelor ANACEF, iar autoarea ei, doamna Radu Mariana, merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice pe specialitatea 521.03, economie și management în domeniul de activitate. Și mă mulțumesc, Natalia Obreș, a spus cu adevărat foarte succint, așa cum am promis. Eu m-aș abține să zic că deja este un savant desăvârșit, este un cercetător excursiv care are șanse mari să devină poate în perspectivă și un adevărat savant, dar o să devină un succes în Mariane. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că lista de literatură este una foarte cuprinzătoare, ca și bibliografie. Foarte multe surse recente, dar găsim și din 1997, 1925, 1928, și este bine lucrul ăsta, o sunt lucrări de referență care
nu trebuie să fie scăpate din vedere, pe mai mult, pare raportul că l-a prezentat Stantos până la rolul lui Aristotel în dezvoltarea conceptului de management sinergic, managementul sinergiei, ceea ce este de o valoare și mai mare. Eu apreciez și optimismul dumneavoastră foarte înalt, ceea ce ține de dezvoltarea ramurii. Eu găsesc tangențe foarte mari între domeniul consultanță și cea de cercetare, dezvoltare, inovare, sunt foarte înrudite. Și dacă în ultimul timp se aduc acuzații foarte mult cercetări din Republica Moldova, eu de obicei zic că nu din cauza că nu avem potențial, nu avem rezultate foarte bune, potențial de cercetare, nu avem o piață de disfacere a rezultatelor, nu avem un potențial de absorbție a rezultatelor. Și aici de vremea este că pentru o perioadă retare până și va reveni din nou, în ramură ar putea să fie afectată prin lipsă de cerere solvabilă pentru servicii de consultanță, dar optimismul să-l păstrăm cu toți, sigur și să nu mai facem parte din același domeniu. Mariana, vă rog, dumneavoastră, vă puteți referi la ambele avizii care au fost prezentate. Puteți fi de acord, puteți să le contraziceți, puteți să vă spuneți părerea proprie. Succint, da? Vă mulțumesc mult, referențelor oficiale pentru contribuții într-adevăr valoroase și pentru apreciere. Această contribuție fiind exprimată într-o analiză complexă și detaliată fiecare capitol al lucrării. Eu sunt într totul de acord cu sugestiile și obiectele înaintate și le pot lua în considerare în cercetările ulterioare. Pot să specific careva din ele, iată, referitor la ceea ce zice domnul Popa cu particularitățile ramurii, într-adevăr, iată, este o recomandare care am putea să o reflectăm în următoarele sondaje pentru asociația consultanță și să vedem percepția companiilor. Cu referire la formatarea, tabele, diagrame, sigur că reșind din volumul complet de informații am încercat și eu să comasez, dar sigur că este mai bine să transfer anumite tabele ca să se vadă mai bine și să ajustez inclusiv ceea ce ține de ajustarea anumitor surse bibliografice, să fie atentă la ani și să corespundă anumitele cu tabelele din text. Mulțumesc frumos! Să le folosiți pentru a vă atinge dream-ul, visul. Bine, stimați colegi, trecem la discuții. Pentru a fi corecți, respectăm cu totul scenariul ședinței. Vreau să rog mai întâi ceilalți prezenți decât membrii Consiliului, dacă sunt doritori să participe în discuții, după care fiecare membru al Consiliului își va expune părerea și atitudinea propriei. Dar vă prezentați, vă rog, dacă sunt răcundiți și microfon ca să domnul Păterescu să poată înregistra toate suflările. Sunt Anatol Palade, sunt președintele Asociației Consultanților Afaceri și Management. Acum și totodată sunt și directorul companiilor ProConsulting. Am dublu rol. Astăzi eu aș vrea să mulțumesc Marianei pentru această lucrare, fiindcă în primul rând, pentru asociație, este o lucrare foarte valoroasă, deoarece asociația este tânără, ramura de consultanță, putem spune că tot este tânără, deci este la o etapă de dezvoltare și este foarte important în etapa de convingere, deseori, a structurilor oficiale, cât și a poziționării ca ramură și ca sector, și la nivel internațional, să avem astfel de lucrări, inclusiv cei ce acest model sinergic, cât și indicatorii de monitorizare a ramurii, cât și acel index național de dezvoltare a sectorului consultanță, vor fi utilizate în continuare în studiile noastre. Deja s-au început anumite negocieri cu Ministerul Economiei, care recent am avut o ședință în care s-a pus problema dezvoltării consultanței în continuare, deoarece se așteaptă fonduri care trebuie utilizate. Da, deci noi vorbim donatorii, da, deci fondurile vor fi și de, cât de banal ar fi, dar proiectele de consultanță vor fi mult mai complexe și atât acest model este necesar, deoarece noi, majoritatea companiilor suntem din model boutique consulting și nu avem toate domeniile și atunci numai prin cooperare, prin sinergii vom putea implementa proiecte mai mari, inclusiv local cât și cu cei internaționali. La capitolul de, la nivel de companie, ProConsulting, noi, într-adevăr,
Astfel am crescut și această cercetare ne-a demonstrat de fapt că rentabilitatea noastră a fost mai mare din modelul sinergic și într-adevăr, deoarece odată ce dorești să crești, să implementezi proiecte mai mari, deci este nevoie de această cooperare în permanență, atât pe orizontal cât și pe vertical, și totodată este necesar de a monitoriza și de a analiza calitativ. Și atât modelul sinergic dezvoltat de Mariana și modelul de evaluare a partenerilor strategici, pentru că și noi și în lucrare este menționat că n-am avut mereu proiecte de succes în această cooperare și anume procesul de evaluare corectă și identificare corectă a partenerilor ne va ajuta inclusiv și la creșterea calității serviciilor, fiindcă asta e important până la urmă, indiferent cine este clientul, fie sunt instituții publice, fie sunt clienți privați, deci partea de calitate este cea care ne dictează dezvoltarea în continuare. Mulțumesc mult și succes! Noi vă mulțumim mult că ați avansat în funcție cu Mariana Bine, în cadrul asociației. Dumneavoastră, nu știu dacă ați oferit un certificat de implementare a rezultatelor în compania dumneavoastră, probabil că este. În teză mai mult modelul propus se testează pe rezultatele deja atinse în ultimii ani, pe 10 ani de zile. Puteți să-l folosiți pentru a face simulări pentru următorii 10 ani. Care ar putea să fie rezultatele activității dumneavoastră, că adevărat informația este mai foarte interesantă, vă mulțumesc. Ce mai dorește să faceți o discuție, vă mulțumesc, colegi, m-ați spus nimic, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, prezența dumneavoastră mi-a fost de folos, mi-a interesat foarte mult. Vreau să rog membrii Consiliului să-și spună părerea și începem așa, doamna profesor, nu vă spuneați că vă exploatăm tema, începem așa, cum să rădește soarele, pentru că cu succes. În primul rând, referitor la actualitate tine. Într-adevăr, este o temă, eu aș spune, pionierată în Republica Moldova și anume actualitatea se confirmă prin două momente esențiale. Asta și ramură, se poate să spun că ramură tineri în Republica Moldova. Eu aș îndrăzni că spun la un stadiu incipient. Am spus-o așa. Deci, și a doilea, Mariana a încercat să îmbine două domenii destul de complexe și chiar complicate, aș spune. Management strategic și management strategic. Deci, în primul rând, ea, aducând și un aport prin definiția proprie a sinergiei, a demonstrat că, într-adevăr, sunt interesată. Momentul unde este mult considerat și de adus din punct de vedere teoretic noutate. Mi-a plăcut foarte mult indicele de indicii național de consultanță. Chiar dacă l-ați determinat, ați arătat în comparație cu alte regiuni suntem, chiar dacă mâine pe mâine Republica Moldova nu o să fie în această listă pentru chestii, este totuși un indici care ne arată cât de mult este de lucrat în acest domeniu și ramura aceasta cât de mult are ca să, de făcut, ca să devină o ramură, într-adevăr, a economiei naturale. Din punct de vedere a și ceilalți indicatori care vreau să fie discutabile, eu sunt foarte mari indicatori, dar totuși sunt indicatori care, într-o măsură care îmi da posibilitate să fiu efectuată o monitorizare a indicatorului și a fie cu momentul. Din punct de vedere a aplicabilității practice, aș vrea să mă închinez că ceea ce din asta propuneți ca să fie elaborat, asta pentru Ministerul Educației și Cercetării, să fie elaborat standardul ocupațional pentru profesie de consultant, este un proiect extraordinar de bun, binevenit. Și pe de altă parte, aceasta ar da posibilitate și dumneavoastră să menționați universităților sau instituțiilor primare să aibă chiar o, nu știu, o specialitate în acest domeniu. Dumneavoastră propuneți pentru masterat, dar să putea cu timpul poate și de licență din început, de ce nu? Deci, îmi place ceea ce dumneavoastră ați spus pentru al treilea nivel, că eu le-am luat de sus în jos, adică de la mai mare spre mai mic, pentru
recomandate pentru companiile de consultanță care privesc utilizarea modelului Synergic de care a fost foarte bine la dezvoltarea ramurii în regiune. Ați utilizat o metodologie destul de complexă, eu aș spune. În primul rând, parte teoretică sau sistematizarea și analiza teoretică cu analiza, sau hai să spun așa, eliminarea metodelor calitative, cele calitative și parte teoretică și partea practică, sunt destul de bine. Nu o să mă refer la toate celelalte, au fost spus foarte, părți componente ale adicului, au fost spuse foarte detaliat. Eu aș spune în felul următor. Constat că lucrarea nu definește cerințele specifice unei lucrări științifice, se remarcă logica și aspectul coerent al demersului științific. În contextul câtor momente menționate mai sus, consider că teza este o teză finalizată, conține noutate științifică, are aplicabilitate practică, iar autorul acestei teze, doamna Mariana Radu, merită de plin conferirea de doctor. Mulțumim, doamna profesor, vă rog, doamna profesor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, onorată de asistență. În primul rând, sunt onorată să mă aflu aici, alături de voastră, în acest consiliu. Și, de asemenea, vreau și eu să spun că, în primul rând, sunt de acord cu consumații domnului referentă și alții care au făcut o analiză exhaustivă și de fiecare dată eram de acord și spuneam că, de fapt, exact ceea ce mi-am puntat și eu, consumații referentă am observat, atât cât și punctele tari, cât și acele mici lacune pe care și eu le-am văzut, dar ele sunt ok, adică nu sunt atât de drastice. Iarăși, aș păstrat de domnul președinte să fiu și eu la colică. Deci, am vreau să vă spun așa. Mi-am notat. Punctul 1. Actualitate. Despre actualitate. Doamna vicepretendentă, doamna Mariana Radu, a fost foarte bine explicită și clară în argumentarea acestei teme. Și eu, de asemenea, sunt de acord cu poziția dumneavoastră despre rolul și importanța acelui management al sinergiei în companiile de consultanță. Pentru că, până acum, trebuie să recunoaștem, companiile de consultanță au avut o dezvoltare așa mai puțin mai mult haotică, mai mult dezordonată, mai mult bazată pe acel hazard, să spunem așa, să câștigăm, nu câștigăm. Eu, cei din cercetare, noi tot am fost supuși acelui hazard, vă înțelegem perfect ce înseamnă finanțare, da? Deci, așa că, deci, în privința actualității, vreau să spun că sunt de acord și cu doamna profesor, doamna Maria, pentru faptul că, într-adevăr, teza de Fichion era, așa subiect încă nu a fost studiat în piața locală și, în această ocazie, vreau să vă felicit pentru, să spunem așa, dăzienia și curajul dumneavoastră de tânăr cercetător, pentru că îmi imaginez că ați avut probleme destul de mari cu datele și nu doar. Referitor la metodologie, metodologia pe care a ales-o doamna doctorandă în lucrarea sa este una științifică, este una calitativă, a dat dovadă că posedă atât metodele calitative cât și metodele cantitative și aici, ca element de noutate, de asemenea, vreau și eu să menționez acest indicator care dumneavoastră l-ați propus. Așa, deci rezultatele care le-ați arătat și le-ați prezentat și astăzi, atât în lucrare cât și în slide-urile dumneavoastră, în discursul dumneavoastră, sunt reale, deci sunt în lucrare, se regăsesc, sunt foarte clar definite, sunt foarte logice și, într-adevăr, sunt cu elemente de originalitate și notate științifică. Toate aceste momente și analiza pe care dumneavoastră ați făcut-o, ea se bazează, în primul rând, și pe date statistice bogate, internaționale, locale. Am remarcat faptul că dumneavoastră ați studiat deci ați avut, să spunem așa, calitate de șopolari, da? de laborator și timp acestei companii timp de 8 ani. Deci am văzut, înseamnă într-adevăr o cercetare consecutivă care
în decursul a 8 ani deja vă permis să faceți niște concluzii de, și recomandări pe care le-ați trăsat în lucrare. De ce vreau să vă menționez că această bază didactică, nu este doar statistică, dar mai intenționat și fundamentare, pe care dumneavoastră ați făcut-o, într-adevăr, se vede mâna doamnă un conducător științific, care ați permis o fundamentare, deci a pus a literaturii de specialitate, începând cu clasicii și terminând cu chiar neo, să spunem, clasici, laureați și așa mai departe. Deci am apreciat și acest lucru și toate aceste momente, această analiză, vreau să vă spun că a dus ca semnificația lucrării dumneavoastră să fie nu doar teoretică, aplicativă, dar și teoretică. Semnificația aplicativă de se reflectă și în acele certificate și în acele recomandări și atât prin faptul că sunt și beneficiarii direct al lucrării dumneavoastră. Partea teoretică, cum spuneam, semnificația teoretică se reflectă în acea sinteză de analiză fundamentală, de o fundamentare destul de scrisă într-un așa de un stil academician, adică din universitate, cum este Atinamul. Respectiv, recomandările dumneavoastră, ele sunt, într-adevăr, de ce eu așa practicate, nu vreau să mă mai repet. Vreau să spun că pe viitor, dar recomandați, trebuie să dăm recomandări pe viitor, deci ținând cont de cele mici observații pe care le-au făcut mulți mari noștri recomandări, recomandarea mea este să faceți o monografie, să o publicați, pentru că de ce nu, va duce la dezvoltarea bazei noastre, deci teoretico-științifice, ceea ce ține de management, sinergie în domeniul companiilor. Așa, deci, în concluzie, concluzia mea este o lucrare logică de actualitate, cu elemente de noutate, este o lucrare cu cercetare științifică, care are și o structură echilibrată și are conține toate componentele. Stilul dumneavoastră este stil științific, care ne-a permis corect și coerent să asimilez materialul de cercetat de dumneavoastră și respectiv eu voi vota pentru ca dumneavoastră să obțineți acest titlu științific și de ce nu să vă îndepliniți în discuție. Și eu vă mulțumesc. Votarea se face deschis? Da. Profesor Gomes, mă rog. Dar eu am drept să mi-e cumpere. Destul de cu zică, poate mai mult, că este mai... Nu e deschis, am înțeles, e deschis, la a treia discuție a tezei și vreau să remarc într-adevăr evoluția pozitivă și a modului cum prezentați și nemijlocita lucrării materialului prezentat se observă foarte bine în ce măsură dumneavoastră reușiți să fiți atentă la recomandările care se fac, ați reușit să îmbinați sugestiile practic la fiecare etapă și în final avem o teză foarte bine scrisă, integră, cu un limbaj științific care, să spun drept, chiar am primit plăcere prin și de anul. Se remarcă, se observă abilitatea deja de a scrie. În același timp vreau să menționez că materialul prezentat în această lucrare este foarte complex, integrat bine și aspectul teoretic și partea practică, venit cu niște recomandații destul de aplicative, care eu, iată aici, vreau să evidențiez că chiar al doilea alineat, în rezumat, da, menționați că consultanța nu este percepută ca una necesară pentru mediul de afaceri, dar eu sunt sigură că lucrarea dumneavoastră va avea un impact foarte considerabil în schimbarea
modul de percepe și acest domeniu va avea doar de câștigat în urma realizării acestei lucrări științifice. Și ca concluzie vreau să menționez că la fel consider că dumneavoastră sau doamna Radov merită conferirea titlului, cu siguranță, conferirea titlului de doctor în științe economice. Vă mulțumim și dumneavoastră. Și să ne distilă rapopoa, doamna președinte. Noi ne ziceam că cei care sărbătoresc Crăciunul în stil nou. Ați observat cum s-a făcut schimbarea acum de amont? Se menționează cei care în stil vechi sărbătoresc. Schimbarea a avut-o. Doamna Socan, vă rog. Minoritatea așa suntem. Mie îmi devine o sarcină și ușoară și mai dificilă, deoarece multe gânduri care am avut când am să le menționez deja le-au menționat colegii. La fel și eu am avut posibilitatea să fiu prezentă la toate trei etape a prezentării tezei de doctor și să-mi le aport teza a fost modificată și pentru noi ca cadre didactice și ca reprezentanți al mediului academic, bineînțeles, ne este foarte plăcut când interlocutorul ne aude, înțelege și îmbunătățește. Nu facem numai ce-i propui, dar încă mai bine vine cu o variantă și mai reușită și mai bună. Eu aș vrea aici să aduc un argument legat de utilitatea acestei lucrări, nu numai pentru mediul de afaceri, nu numai pentru știință, dar și pentru noi, mediul academic, deoarece noi, a doilea an, la Departamentul Management și Antreprenoriat, avem un curs opțional în colaborare cu Asociația Consultanților în Afaceri și Management. Este cursul de management, consultanță în management și afaceri. Și vreau să menționez că există un interes mare din partea masteranților la acest curs. Este un curs opțional la care anul trecut au fost înscriși vreo 30 de studenți, am avut două grupe, anul acesta avem patru grupe. Și cred că un factor care ne confirmă că există interes față de domeniul dat și acest interes sunt sigur că va fi materializat în aceea că vor fi și consultanți sau cel puțin persoane care o să înțeleagă cât de importantă este consultanța de afaceri. De aceea consider că lucrarea este importantă, va fi utilă și pentru cercetători și pentru cei care vor beneficia de consultanță sau cei care vor realiza consultanță pentru mediul de afaceri. De aceea eu la fel ca și colegii mei sunt pentru a susține autorul în obținerea titlului științific de doctor în științe și doresc mult succes. Vă mulțumesc mult, dar și dumneavoastră, dacă îmi permiteți și mai doar câteva cuvinte, măsura în care eu îmi trebuie să mai am îndrăznit să mă mai fix anterior în discuție. Dar vreau să vă zic și eu că avem o temă foarte interesantă după conținut și una foarte actuală, în măsura în care ne dorim și în Republica Moldova să avem o economie de piață funcțională, iar experiența statelor dezvoltate demonstrează că într-o economie de piață funcțională, domeniul consultanței trebuie să fie prezent foarte activ. Iar noi vrem să folosim această metodă de analogie în a aprecia perspectiv în acestui domeniu. Pe lângă toate acestea, în lucrare, doamna Radu menționează că nu doar folosirea în comun a utilajelor, cu crearea în comun poate fi o situație care generează sinergie, dar și specializarea, am găsit-o undeva, poate genera efectul sinergie, iar consultanța în afaceri este nu altceva, sau management este nu altceva decât o specializare în acest domeniu, fiind specialist într-un domeniu un pic mai larg. De aceea zic că tema este una foarte importantă și actuală și interesantă. Eu mi-am scos de aici, de la lucrare, o referință care zice că managementul sinergic care are nevoie de o abordare agilă, de un management agil, eu pic schimb ca să conținut și zic managementul strategic. De fapt, că Moldova are nevoie de mai multă agilitate și sunt absolut convins că componenta de management sinergic va face acest domeniu important să fie mult mai agil decât în prezent. Da, cuvântul cheie în lucrare este managementul sinergiei.
De rând cu alte două componente la fel de importante, mă refer la momentul strategic și la domeniul de consultanță. Mie mi se pare că un pic prea multă atenție se acordă o anume analizei evoluției managementului strategic la general, domeniul consultanței în lume și în Republica Moldova. Ar fi putut o atenție mai concentrată, să fie acordată componentă numai de management al sinergiei. Este o părere mea, dar nu neapărat să fie una corectă, nici eu nu sunt de acord cu analizei. Mie nu mi-a plăcut faptul că uneori un pic altfel abordați niște chestiuni de genul anexa 15 și include și promis mai departe. Ce mai avem acolo de genul ăsta? Datele din tabelul 3 reflectă ceva. Am elaborat anexa numărul 4. Eu cred că trebuie să fie explicat conținutul la tare de referință și puneți în sfârșit o propoziție, cuvântul anexa la care îți place referință și nu pomeni de la anexa să nu rezolva conținut pe care ați vrut să vă redați aici. Mai reușit, cred eu, să mai faceți și unele completări. Nu știu că am variantă lucrării la mine Sibirană, pe care am discutat în cadrul seminarului științific de profil, dar am găsit acolo lucrare analiza rutei concurenței. La pagina 86 a făcut analiza concurenței în domeniul piețat de servicii de consultanță, dar nu ați analizat rutea concurenței. Cred eu așa. Modelul propus este descris, și avem aici. De fapt, în evoluția consultanței în Republica Moldova, probabil că eu și doamna Iudit suntem aici un pic mai vechișori, adică că ce l-am spus în domeniu și începutul sau lansarea consultanței în Republica Moldova a pornit cu centru de productivitate, cu centru de instruire și asistență economică, care a fost fondat aici în ASEAN în anul 1992-93 și centrul multo-american pentru susținerea business-ului mic. Tot în anul 1993-94, 93, doamne de Iudit s-a participat și eu am participat la anul recent, de ce zic că nu le-am găsit pe el să faci o referință la aceste două componente importante, primele, abordați acolo centrul de competitivitate și productivitate de acord, de a fost, dar au fost deschise ulterior, după ce unele își se stase la activitatea, mă refer la centrul de instruire și asistență, cum s-a reactivat în asemenea etajul 7 sau 8. Alte acordări de genul, noi am efectuat un sondaj, bați-mi un pic, puneți, a fost efectuat un sondaj, ca să se dăm un cuvânt un pic mai academic. Sau acolo 25, importanța sa, schimbanță în importanța lor. Prezentarea proposată în grup ca și sub capitolul în lucrare, lăsați-o un pic altă numiță. Prezentarea o face în rapoartă repetit pe practică de producție, la întreprindere, numiți-o simularea în bază companiei Pro Consulting Group sau modelul a fost testat în bază companiei Pro Consulting Group, dar nu puneți cu prezentarea lor ca un separat scos în evidență. Modelul pe care l-am elaborat, în bază modelul elaborat, m-am bucurat foarte mult să găsesc aici un mulțumit de termeni în domeniul marketingului, în momentul strategiei ofensive, defensive, segmentarea pieței, vedea aici strategie de diferențiere, diversificare, doar că am găsit aici faptul că compania Pro Consulting Group, undeva am notat, dar nu găsesc acum, se conduce de un... Pro Consulting Group are strategia de diferențiere. Conduce de o strategie de diferențiere. Bine. Asta de toate le puteți lua în considerare atunci când veți realiza visul dumneavoastră de a continua cercetarea, una foarte importantă. Noi rămâne să așteptăm și să facem și următoarele evaluări. Și noi și cei care își fac studii. Apropo, ce ține de studii, am găsit aici o afirmație cu care nu sunt totul de acord. Tinerii consultanți simt lipsa unei pregătiri universitare de fapt. Nu cred că este chiar așa. Asta tot așa o să tinerii consultanți. În consultanță. Mă firește că tinerii consultanți sunt consultanți. Tinerii specialiști în consultanță se cheamă tinerii consultanți. Pregătire universitară de fapt, nu știu, noi pregătim consultanții, pregătim pentru activități în domeniile respective, iar cei mai buni cu experiența mea bogată pot să devină consultanți prin trecere prin auto-instruire și dezvoltare personală. Eu consider că teza și-a atins scopul, iar autorul lucrării merită tipul pentru care aspiră. Vă mulțumim tuturor pentru opiniile expuse. Noi încercăm să mergem mai departe.
Secretarul științesc că citește proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoare științifică și practică a rezultatelor. Au fost expuse părerile care confirmă faptul că lucrarea este actuală, are importanță teoretică, practică. A fost elaborat un proiect al acestei hotărâri. Vreau să cred că pe parcursul examinării tezei a să fie cunoștință cu conținutul acestui proiect. Făcut aprecieri deja care țin de actualitate, importanță teoretică, practică, aplicativă, așa. De ce doar așa vă uitați să modificăm în continuare, că dacă internet fiecare propoziție în parte și cu toate verbele care nu au fost spuse, va putea să vreau să facem. Vă rog, la componenta ce trebuie de actualitate de teme de cercetare, sunt obiecții. Ea este preluată aproape integral din conținutul lucrării, ceea ce trebuie realitate, așa și trebuie să fie. Prin nivelul de argumentare și exactitate concluziilor și recomandărilor expuse în teză, componenții oficiali s-au expus părerea, considerând că ele reflectă conținutul lucrării, membrii Consiliului la fel. Gradul de noutate a cercetării științei și s-a menționat că este prima Republica Moldova, să nu fie ultima. Vă acceptăm? Da. Valoarea științifică și practica rezultatelor cercetării științifice au fost expuse în avizile celor care le-au prezentat și decizia Consiliului Științific Specializat. O vedem care este ea, în ultimul cuvânt. Putem? Care este? Ce este? Stați un pic, noi nu ne reprașim, că n-am luat precer. Adică secretarul nu știe ce e, da? Când se ajunge la decizie, trebuie să mai reparăși. Da. Citesc. Secretarul Științific citește proiectul de hotărâre la citete de mea. Referitor la gradul de noutate și valoarea științifică și practică de datul ce nu intenză și la conferirea titlului științific solicitat. Bine, noi încă nu am decis parte de hotărâre care sunt conferite la parte de constatare. Da. Vreau să întreb dacă nu sunt obiecte la aceste conținuturi. Nu sunt, care a fost expus. Vă mulțumesc foarte mult, trebuie așa. Pentru ultima componentă a hotărârii care vin de decizie Consiliului Județean Specializat, trebuie să ne retragem într-un cabinet separat. Stimați membri ai Consiliului și stimați componenți oficiali, vreau să vă informez că procesul de votare a luat sfârșit și să vă aduc la cunoștință următoarele. Vederea conferirii titlului științific de doctor în științe economice doamnei Radu Mariana, în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe economice cu titlul dezvoltare managementului sinergiei în strategia companiilor de consultanță, au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului, toți 5. S-a votat pro 5 membri, contra 0, buletine invalabile, 9, să fie conținutul procesului de votare. În felul ăsta, ultimul conținut din proiectul hotărârii care ține de decizia Consiliului Științific Specializat, ajungem la concluzia că în urma votării Consiliul decide. A conferit doamnei Radu Mariana titlul științific de doctor în științe economice la specialitate 251.03 economie și management în domeniul de activitate. A solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Republicii Moldova să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de a-i conferi doamnei Radu Mariana titlul științific de doctor în științe economice la specialitatea 251.03 economie și management în domeniul de activitate. Pentru hotărârea respectivă, Consiliul Științific Specializat de 251.03.323.370 în prezența a 5 membri. Suntem noi, da? Număr total de 5 a votat pro 5, completăm contra 0, abatere, abținere, nu puteau să aibă loc, 0, așa? Procesul, hotărârea va fi semnată de către președintele și secretarul. După aceea trebuie să o aprobăm în integrat pe vot deschis?
Nu găsesc aici, dar domnul colegi să propune aprobarea în întregime a hotărârii pentru vot deschis și ne este pentru votează doar membrii Consiliului. Vă mulțumesc, împotrivă, abține aici nu avem niciuna. Trebuie să se adresăm pe licitările de Marian Radu în viitorul cumplirea trei părți sadistului care îl are de a susține teza de doctor în științe economice. Deja o să-i simțiți mâine dimineață după 15 ani un gol așa în suflet, că nu o să le spui și vă ocupa în zilele odihnă, dar noi credem că sunt mai vătat să vă reveniți la realitate și o să începeți să vă propuneți nouă de fii pentru viitor. Vă rog, eu felicitări din partea noastră, succese noi pe viitor și afirmați-vă deja în calitate de om de știință, nu doar de pretendent la un tip de știință. Dacă aveți ceva să ne spuneți, că una vă aparține. Vreau să încep cu aceea că, iată, pe parcursul a procesului nevoit de doctorat, multă lume mă întreba de ce îmi trebuie, adică la ce bun îmi fac doctoratul. Și eu încetram, argumentele erau diverse, pornind de la faptul că îmi place știința și îmi place știința, până la că vreau să particip în proiecte internaționale de cercetare și îmi trebuie titlul. Dar, de fapt, am înțeles până într-un final că scopul acestui proces a fost să realizez că eu însăși am obținut o sinergie. Rezultatul acestei cercetări este o contribuție a tuturor. Și pentru asta vreau să mulțumesc, în primul rând, pentru încrederea oferită și tipul. Și vreau să mulțumesc, în primul rând, conducătorului, domnule Cotenin, care m-a susținut, m-a ghidat pe toate etapele. Și moral și în toate punctele de vedere. Și vreau să mulțumesc membrilor comisiei care, datorită sugestiilor și recomandărilor, voi ține consultrior și membrilor oponenților oficiali și recenzenților la fiecare dintre etapele parcursului, atât a departamentului, cât și a seminarului și note informative de la NACEC, deci toți care au participat. Sigur că colegilor din domeniul consultanței, companiei ProConsulting, care permit să valorifică acea platformă pentru implementarea modelului asociației consultanților, toți care au participat la sondaj, toți care astăzi mă susțin. Și vreau să mulțumesc și rudilor și prietenilor și vreau să spun și mulțumiri celor care nu sunt azi printre noi. În primul rând, regretații doamnei Marina Belostechne, pentru că ea a fost prima care mă tot convingea. Eu m-am sperat un an, finalizat pe timpul celălalt, încă nu era și tot se venea după mine și îmi zicea, Mariana, când vii la doctorat. Și așa am inițiat totul și regretatului domnul, primul conducător, profesorului Hrișev, care m-a ghidat cu prima teză pe care am avut-o. Și respectiv familiei mele, care tot este în cer. Însă, iată, am reprezentat, deci, domnul Dicănuță, unchiul meu, unchiul și nanul meu, care este și mamă și tată, și el astăzi mă susțin din partea familiei. Dar știu că ei vechează din cer. Deci, vreau să zic un mulțumesc tuturor. Noi, mulțumim dumneavoastră pentru prestație perfectă. Eu doar vreau să completez un pic răspunsul de ce va trebui. Vă ajung să-mi văd cu prămini din Maslova, nivelul nevoilor de autorealizare. Celălalt cred eu că sunt deja satisfăcute, dar sunt pot... teoriei lui Maslow, când este toate șapte de proiecte sunt gata, trebuie și superior. Succes realizați în continuare. Stimați colegi, dacă nu sunt obiecte, doleanțe, propuneri, sugestii, declar ședința Consiliului Închis.